Finalul cântării este o mare provocare pentru noi în seara aceasta. Vino la El. Așa că vă rog să vă ridicați și să venim în fața cuvântului cu reverență și să deschidem cuvântul Domnului. De data aceasta, la Evanghelia după Luca, vom citi din capitolul 15. Vom citi cu atenție de la versetul 11 la versetul 24. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți ergați ai tatălui meu belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, fiecare întâlnire, fiecare moment în casa Domnului este un mare privilegiu, este o mare binecuvântare pentru noi și doresc din toată inima ca Duhul Domnului să fie peste adunare în seara aceasta. Cu dragoste vă salut și cu bucurie vin la Dobrig și întotdeauna când vin aici mă simt acasă pentru că suntem frați și surori și prieteni de foarte mulți ani și doresc ca îndurarea Domnului să fie peste noi toți. Apropo, pentru fratele păstor și cei mai apropiați, adică toți sunteți apropiați, peste un an voi face, să zice, ca și nunta aceea de argint. În anul 2000 am ținut prima predică aici la Dobrig și peste un an se vor împlini 25 de ani. Așa că o mică atenție dacă nu o să uitați. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, mă bucur să fiu împreună cu echipa minunată de la St. George's Bay, fratele Emil Mihailă și toți ceilalți, o mare bucurie să ne întâlnim, noi am mai slujit, mai slujim împreună și vrem ca Harul lui Dumnezeu să fie peste ei și peste noi toți. Dragii mei, permiteți-mi într-o paranteză să felicit biserica. În fiecare săptămână aveți N programe în casa Domnului și în mod special este biserica unicată în județul nostru care mai multe luni de zile, mai mult timp, sâmbătă de sâmbătă este evanghelizare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Așa merge! Este foarte important să fim sub binecuvântarea lui Dumnezeu și să fim în casa lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Am deschis cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, care tratează în imaginea acestui context o pildă pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o audienței de atunci și în mod special ucenicilor. Și spune Biblia, el a mai zis, un om avea doi fii. Uitându-ne la familia aceasta, înțelegem și credem
Când familia aceasta era armonie, era totul bine, era sub binecuvântare, familia aceasta avea un, să spun așa, un obicei bun de a sta la masă, de a discuta împreună, de a servi ceaiul de dimineață, dar se întâmplă ceva neplăcut la un moment dat. Gândiți-vă că într-o familie este armonie, totul este bine. Te bucuri de soție, te bucuri de soț, te bucuri de copii și un moment dat unul din copii se ridică și spune: tati, mami, nu mai îmi place de voi. Iau decizia de azi înainte și vreau să iau decizia de azi înainte să fiu liber, să plec departe, să-mi aleg eu țara pe care cred că este cea mai bună pentru mine sau despre care mă gândesc că îmi va putea oferi ceva în viața aceasta și să-mi aleg eu idealurile mele personale și să-mi aleg eu perspectivele mele personale și să nu mai depind de voi. M-am săturat de cor, m-am săturat de școala duminicală, m-am săturat de predicile de duminică dimineața și seara, nu mai vreau să mă duc la evangelizare, nu mai vreau să mă duc la biserică, vreau să fiu liber. Îmi aduc aminte că prin anii 2001, pentru prima dată când am mers în Spania, am mers în Arganda 3 luni de zile și apoi m-am mutat, nu știu dacă am stat atâta, 2 luni, poate maxim, m-am mutat în Elche, unde am locuit 8 luni de zile. În perioada aceea mi-aduc aminte că a venit un tânăr din România, avea 19 ani, și tânărul acesta a ales o țară depărtată. Mulți dintre noi am locuit în Spania. Cred că una din cele mai îndepărtate țări pentru noi, românii, în ce privește Europa. Și în țara aceasta depărtată, el a zis: domnule, voi face un viitor prosper, voi trăi cum vreau eu, îmi voi alege eu idealurile mele. Și a ajuns în orașul acesta. Cine a promis chirie nu i-a oferit, cine a promis de lucru nu i-a oferit. A ajuns să locuiască pe străzile orașului, să doarmă la mare, să doarmă pe unde prindea, prin parcuri, pe sub copaci. A ajuns să fie muribund și a ajuns să fie flămând în așa fel încât nu știa unde să mai meargă. Căuta prin container, prin basura orașului, căuta o bucată de pâine. Cineva i-a zis: de Biserica Pentecostală. Biserica Pentecostală în vremea aceea era undeva la periferia orașului, undeva într-o hală, la etaj. A intrat într-o duminică dimineață, acest tânăr s-a așezat pe ultimul rând. Era cina Domnului. Tânărul acesta era așa de disperat și așa de flămând, încât nu mâncase pâine de câteva zile bune. Când s-a dus slujitorul, primul slujitor, cu partea întâi, cu azima, și-a înfipt mâna cât a putut în farfurie și și-a umplut gura. Frații un pic s-au necăjit. Am stat de vorbă la urmă cu el, s-a stat de vorbă cu el la urmă și oarecum, normal că am încercat să-l și mustrăm în același timp, dar să vedem și care este problema lui. Și el spune așa: am luat decizia să plec din România și am ales cea mai îndepărtată țară, Spania. Și a zis: aici îmi voi crea un imperiu, aici voi munci, voi lua cea mai tare mașină, aici voi trăi cum vreau eu, aici nu mai vreau să aud de mama și de tata, de biserica din Dobric. Dar m-a îngăduit Dumnezeu la faliment, nu mi s-a oferit nimic din ce mi s-a promis. Am ajuns să umblu pe străzile acestui oraș în mare disperare. Cineva mi-a zis: de Biserica Pentecostală. Începând de astăzi, vreau să rămân aici. Frații și-au deschis inima, i-au oferit chirie, i-au pregătit de lucru și la 3 luni de zile am predicat la botezul lui. Slăvit să fie Domnul! A plecat crezând că mama și tata nu vor mai ști nimic de el. Dar vreau să vă dau o veste bună pentru părinții care se roagă, pentru fiii risipitori. Hristos ascultă rugăciunea. Mama și tata se rugau pentru el în România și Dumnezeu l-a cercetat în Spania. Slăvit să fie Domnul! În această seară, mesajul care vreau să îl aduc pentru dumneavoastră este intitulat
recuperează-ți valorile pierdute cât încă se mai poate. Spune Biblia, cuvântul Domnului, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei la un moment dat se ridică la masă și zice: tată, vreau să-mi dai partea de avere ce mi se cuvine. Știți unde este marea problemă în viața acestui tânăr? Oare n-avea el drepturi? Nu ne naștem noi cu anumite drepturi? Vreau să vă spun că noi ne naștem cu anumite drepturi. Vreau să vă spun că în primul rând Dumnezeu ne-a dat unul din cele mai mari drepturi, dreptul de a trăi. E un dar de la Dumnezeu, e un drept de la Dumnezeu. Întrebarea este: ce facem cu dreptul acesta? Ce facem cu viața aceasta? Cum ne trăim acest drept în fața lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne naștem cu anumite drepturi. Haideți să luăm un exemplu omenesc. Mă poate cineva obliga să-mi vând casa în Bistrița să mă mut aici? Nu, poate că v-ați bucura și eu m-aș bucura. Amin. Dar nu te poate nimeni obliga să-ți vinzi casa. Alegi unde să trăiești, alegi cum să-ți construiești casa, alegi ce mașină să conduci, câți mulți cai sau puțin să aibă, bineînțeles, după fondurile financiare. Dar îți alegi ce vrei să faci în viață. Alegi cariera, alegi școala, alegi diploma pe care să o termini, alegi partenerul de viață. Nu te poate nimeni obliga, nu m-a obligat nimeni cu cine să mă căsătoresc. M-am căsătorit cu cine am iubit, pe cine am iubit. Avem niște drepturi care ni le-a dat Dumnezeu. Însă problema este că tânărul acesta, unde este greșeala lui în primul rând, este că el își cere dreptul înainte de vreme. Aici este problema. Aici este drumul pe care el pornește spre pierderea valorilor oferite de Dumnezeu. Sunt câteva valori care Domnul ni le dă în viața aceasta. Câteva drepturi și cel mai mare drept e dreptul, repet, de a trăi. De aceea Dumnezeu ne-a dat un timp, pentru că nici un om de pe pământul acesta nu s-a născut la întâmplare. Nici un copil care îl ții în brațe, un bebelaș care acum îl ții în brațe, copilul care l-ai dus la binecuvântare, nu s-a născut la întâmplare pe pământul acesta. Era soția mea, Cristina, însărcinată cu Marcus și Duhul Sfânt a spus: cu acel copil care este în pântece, am un mare plan. Și dacă ar fi să vă spun pe scurt, în viața aceasta a plăcut mult sportul și azi îi place. Și el s-a dus la facultate, la sport la Cluj și nu l-am oprit. Și după o lună și jumătate, pentru că eu și soția ne rugam, m-a sunat și a zis: tati, ai închiriat apartament, ai plătit prima rată la facultate, ai cheltuit, ai investit, îți pare rău dacă îți spun că vreau să mă las de școală? Îți pare rău de banii ăștia, că nu e locul meu aici, vreau să mă duc la teologie. Asta a făcut Dumnezeu. Am zis: cum să-mi pare rău, că eu abia am așteptat asta. Vreau să vă spun, dragii mei, copiii care se nasc pe pământul acesta nu se nasc la întâmplare, lăudat să fie numele Domnului. De aceea înțelege că Dumnezeu ți-a dat un drept, copiilor noștri le-a dat un drept, dreptul de a trăi pe pământul acesta. Timpul acesta în care noi trăim, cum trăim, pentru cine trăim? Haideți să spunem toți de la Dobrig: vrem, Doamne, să trăim pentru Tine. Vrem, Doamne, să trăim pentru Tine. Aleluia! Vrem să trăim cu Tine și vrem să moștenim cerul, împărăția lui Dumnezeu, glorie Domnului, Dumnezeu să ne ajute. Și a cerut dreptul acesta, a zis tata, a obiectat: tata, n-ai niciun drept, n-am cum să-ți dau. Nu, 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 tata i-a dat dreptul. A doua greșeală din viața lui care l-a dus spre pierderea valorilor este că a ales o țară depărtată. Chiar dacă și-a luat dreptul înainte de vreme, dacă stătea, domnule, lângă tata, o, ce bine ar fi tinerii care se căsătoresc, auziți bine, mai ales că acum în vremea asta voi faceți bani mai mulți, că se dau bani mai mulți la nunți. Să ascultați sfatul tatălui și al mamei, investiți în ceva, nu în mașina de 300 de cai, că astăzi o cumperi poate nouă și mâine cu 5.000 de euro este mai ieftină că ai făcut 5 kilometri. Investiți într-un teren, investiți într-o casă, investiți într-o școală, investiți în ceva în ce vă va ajuta în viața aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astea sunt omenești, dar și astea sunt sfaturi bune. Dar mai mult decât atât, investiți în viața spirituală.
spirituală, în relația cu Dumnezeu și în relația familiară, slăvit să fie Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Dar el a zis, nu, eu vreau țara depărtată, eu mă duc departe, eu vreau să trăiesc singur. Știți ce se întâmplă când alegem țara depărtată? Am să vă citesc 4 elemente care reprezintă țara depărtată pentru acel fiu risipitor. Acel fiu care a zis, plec din biserica din Dobric, plec din biserica Biruința din St. George, nu mai îmi place la biserică, nu mai vreau pocăința. Am întâlnit oameni de felul acesta, tineri și tinere, care au zis, nu mai îmi place pocăința, dar s-a întâmplat ceva în viața lor într-o zi, așa cum o să învățăm din lecția aceasta, pentru că ești în planul lui Dumnezeu și vreau să vă dau o veste bună, cât mai bate o inimă în pieptul nostru, încă te poți întoarce la Dumnezeu, încă te poți împăca cu Dumnezeu, mai este iertare la cruce. La cruce pentru mine și pentru dumneata, Hristos a murit pentru păcatele noastre, numele Domnului să fie lăudat, pentru că Golgota nu înseamnă numai piroane, Golgota nu înseamnă numai bici, Golgota nu înseamnă numai suferință, Golgota înseamnă și iertare, iartă-i Tată, Golgota înseamnă salvare, Golgota înseamnă purtare de grijă, Golgota înseamnă mântuire, prin sângele Lui, prin jertfa Lui, avem parte de mântuire. 4 elemente. 1. Țara depărtată înseamnă anturajul negativ. 2. Țara depărtată înseamnă trăirea în imoralitate. 3. Țara depărtată înseamnă risipă și faliment. 4. Țara depărtată înseamnă să cauți refugiu într-un loc inconfortabil. Știți unde a căutat refugiu? La mizerie, porci, pleava societății, gunoiul societății, pentru că nu mai avea unde să caute refugiu. Dar uitați-vă ce înseamnă țara depărtată. 1. Anturajul negativ. Când ai bani și îți merge bine, ai cei mai buni prieteni, se tot dau filmulețe și atâtea emisiuni cu columbianul, nu mai știu cum îl cheamă. Spunea într-o zi că peste 13 milioane de euro îi avea cash întotdeauna în băncile lui. Și acum îl dă de la azil afară, că nu mai are prieteni. Pentru că asta se întâmplă, vreau să vă spun, dragii mei, când ai bani, ai prieteni la toate nivelele sociale. Și spune Biblia, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea. Și toate versetele acestea reprezintă fiecare element în parte. Și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Haideți să vedem primul element. Recitim. După ce, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și s-a dus într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Anturajul negativ te duce la păcat. Țara depărtată îți oferă un anturaj negativ. Vreau să vă spun, dragii mei, că din perspectivă biblică și bisericească, noi suntem chemați să avem întotdeauna un anturaj bun. De atâtea ori am spus tinerilor, adolescenților, când am stat de vorbă cu ei, copiilor mei care acum sunt mari și adolescente, fetele, Marcus deja face 21 de ani, de atâtea ori le-am spus, nu puteți vorbi ca ei, nu vă puteți îmbrăca ca și cei din lume, nu trebuie să trăiți ca ei, trebuie să fiți diferiți, trebuie să aveți un anturaj bun, să aveți prieteni maturi, prieteni înțelepți, pentru că anturajul negativ nu face altceva decât să profite de pe urmele tale. Asta s-a întâmplat în viața acestui tânăr. Prietenii lui, când mergea în cârcium, când mergea în bar, când intra în piațe, când intra în cetate, când intra în centrul acelei țări, toată lumea
făcea plecăciuni pentru că știau că are bani. Toată lumea era pe lângă el, toți erau prietenii lui. Atunci când trebuia să se plătească nota, dispăreau toți și el plătea. Până într-o zi, pentru că asta se întâmplă când ai un anturaj păcătos, negativ. Atenție, alegeți-vă anturajul bun în viață. Stimați creștini, frați și surori, prieteni, Doamne și Domne, ascultați-mă bine. În viața aceasta Dumnezeu să vă dea și să ne dea înțelepciune să alegem anturajul bine. Am să vă dau un exemplu foarte frumos din Scriptură. Faptele Apostolului, capitolul 16, când în călătoria aceea extraordinară, misionară, pe care o face Pavel Sila, echipa misionară. Acum, atenție, o întrebare pentru predicatori. Oare chiar a fost Sila cu Pavel sau mergea Pavel de Sila? Că mai sunt unii care merg în lucrarea Domnului de Sila. Știți, parcă trebuie să-i împingi așa din spate, să turbo ăla care era doar cu 2-3 cai, eu știu cum erau primele mașini. Totuși, cred că era o a doua persoană. Era o persoană care era exact ca și Pavel, gândea ca și Pavel și călătoria aceasta misionară, când ajung în Europa, acolo, lângă râul Fapte 16, Lidia, o femeie, o doamnă, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl primește pe Domnul în inima ei și spune Biblia că ea și casa ei ce-a făcut? S-au întors la Dumnezeu, au luat botezul și după aceea Lidia și casa ei a zis, nu acum, dacă voi mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. De azi voi sunteți anturajul meu și eu sunt anturajul vostru. E atât de important să ai un anturaj bun în viață. Anturajul sfinților te va duce la rugăciune. Anturajul sfinților te va duce spre împărăția lui Dumnezeu. De multe ori noi suntem contestați, mai puțin azi poate, dar cu ani în urmă, pe vremea regimului vechi, eram priviți așa de negativ, ca și cult, ca și organizare, ca și biserică pentecostală apostolică. Vreau să vă spun, dragii mei, și spun cu toată sinceritatea, dar și responsabilitatea în același timp. Eu cred că noi l-am cunoscut pe Domnul, nu prin neapărat confesiunea aceasta, ci prin cuvântul lui Dumnezeu și noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus și prin credința care este un dar de la Dumnezeu. Așa că nu contează ce vor spune alții, să nu spese ce va zice societatea chiar, sau vecinii, sau colegii, să spese ce zice Dumnezeu și ce zice cerul. Asta să spese, de aceea alegeți un anturaj bun. Apoi, uitați-vă ce se întâmplă când vorbim de țara depărtată. Țara depărtată îl duce la faliment. Îl duce la faliment. Faliment și risipă. A risipit averia și a rămas fără nimic. După versetul 14, după ce a cheltuit totul, a risipit totul, a falimentat total, a venit o foamete mare în țara aceea. Și acum întrebarea este, pentru cine? Pentru cine a venit foametea? Să vă grăbiți să spuneți pentru țara aceea, pentru toți din Dobrig. Nu! Pentru că acolo găsim un patron care avea o fermă de porci. Și am aici un prieten tare bun care de 8 ani tot mi-a promis friptură de porc mistrez, dar nu mă mai cheamă. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că în momentul în care ne uităm în Scriptură și spune Biblia că s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele, la plural, ogoarele lui, pentru că omul ăsta avea o fermă de porci, avea ogoare, avea averi, avea bogăție, era un om bogat financiar, nu pentru el a venit foametea, nu pentru ceilalți, ci pentru acel tânăr. Pentru el a venit foametea. Pentru că atunci când risipești, ajungi la faliment. Anturajul negativ, trăirea în imoralitate, risipă și faliment, și acum el caută refugiu într-un loc inconfortabil. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Gândește-te, dragul meu! Și am avut ocazia, și acum spun așa doar într-o paranteză, să întâlnesc oameni care au venit la mărturisire, care erau în astfel de situații, care nu puteau să-și ridice privirea decât să plângă.
care au zis: mi-aduc aminte de tata, mi-aduc aminte de valori, mi-aduc aminte de biserică, mi-aduc aminte când cântam în cor, mi-aduc aminte când mergeam la rugăciuni, mi-aduc aminte când luam acordionul, mi-aduc aminte când cântam la chitară. Nu mai simt bucurie, nu mă mai pot ruga, nu mai sunt același. Ce să fac? Ce să fac? Simplu, pocăiește-te. Cum? Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute. Ducându-se în locul acela inconfortabil, căutând un refugiu, n-a găsit refugiu. Nu vei găsi refugiu nici măcar în bani, nu vei găsi refugiu în afaceri, nu vei găsi refugiu în societate, nu vei găsi refugiu într-o școală bună, nu vei găsi refugiu într-o funcție în stat, nu vei găsi refugiu nici măcar într-un neam mare, nu vei găsi refugiu niciunde decât la Dumnezeu. La picioarele Domnului vei găsi refugiu. Pentru că în momentul în care El, văzându-se în situația aceea, se întâmplă acum ceva extraordinar. Până aici am prezentat partea întunecată din viața acestui tânăr, urmează partea luminoasă. Există un moment al luminii, există un moment în care Dumnezeu mai lasă o scânteie, există un moment în care se mai ocupă de trestia aceea care nu e ruptă, e doar frântă. În ianuarie am predicat în localitatea care se numește la fel, Trestia, Trestie, lângă Baia Mare, păstorită de fratele Inu. Și un moment dat am simțit din partea Domnului să fac chemare. Undeva în partea stângă a bărbaților, un bărbat a ridicat mâna și în timp ce plângea cu mâna ridicată, fratele Inu mă cotește și zice: de ani de zile în partea dreaptă e soția lui, de ani de zile postește, se roagă pentru el. Dar Dumnezeu a privit la trestia aceea care nu era încă ruptă, pentru că cineva o purta pe brațe de rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Vreau să spun în această seară, ai harul să te apropii de Iisus. Poate încă mai este un pic de lumină, încă mai iasă un pic de fum. Trestia aceea nu e ruptă, nu e scoasă din rădăcină. Și acolo, în refugiul acela al mizerii, al păcatului, departe de Dumnezeu, când vezi totul întunecat în viață, îți aduce aminte de valorile pierdute, îți aduce aminte de cer, îți aduce aminte de Iisus. Și când îți aduce aminte de valorile pierdute, se întâmplă ceva extraordinar. 1. Dumnezeu reactivează conștiința în viața acestui tânăr. Spune Biblia, versetul 17, și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Întrebarea este: cine a lucrat la mintea lui? Cine a lucrat la conștiința lui? Nimeni din propria lui voință nu se poate întoarce la Dumnezeu. Nimeni nu-și poate oferi mântuire personal. Nimeni nu-și poate oferi iertarea păcatelor personal. Nimeni nu vine aici dacă nu-i împins de cineva. Nimeni nu vine la Hristos dacă nu-i se vorbește și dacă nu-l cercetează cuvântul lui Dumnezeu. Acolo a început Duhul Sfânt să lucreze. Spune poetul: lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Peste noi vine mântuirea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a coborât acolo, în anturajul acela, în locul acela inconfortabil, și spune Biblia că El și-a venit în fire și a zis: mă voi întoarce la tata, am pierdut valorile. Mi-aduc aminte de locul ăla, de la masă, din partea dreaptă. În partea dreaptă a tatălui meu stăteam eu și locul ăla e gol. Îți dau o veste bună în seara asta: locul nu e completat, e încă locul tău. Hristos nu te-a lepădat. Hristos mai are milă. Aleluia. Hristos mai are îndurare. Ne-a vizitat luna trecută fratele Hozan și a avut o mărturie care m-a mișcat. Și spunea el, cu ani și mulți în urmă, în tinerețe, un frate a slujit cu atâta devotament Domnului, a ajuns după câțiva ani să părăsească calea mântuirii. Și undeva era fratele Hozan și erau mai mulți frați la rugăciune. Era încă în perioada aceea tinereții și cineva l-a determinat pe acel domn, pe acel bărbat, să vină la rugăciune. Și vasul de lucru care era acolo a zis: măi, oameni buni, să nu vă supărați pe mine. Nu știu cum să vă spun, cum să vă explic, dar bărbatul ăsta care a intrat acum are hainele așa de negre încât nu vă pot explica.
Dar zice, mi-a arătat Dumnezeu ceva dincolo de hainele de pe el. Cămașa de pe el este așa de neagră încât nu vă pot explica. Dar dincolo de cămașă, inima lui e ca tăciunele. Dar am văzut în jurul inimii lui. Vă relatez exact mărturia fratelui Hozan. Am văzut în jurul inimii lui un fir ca de aur, strălucitor, care era învârtit de câteva ori în jurul inimii. Și vasul de lucru a zis, Doamne, dar eu nu mă înțeleg. Cum pot să explic fraților vedenia aceasta? Explică-mi, Doamne, nu mă lăsa încurcat. Și vă spun că Domnul nu te lasă încurcat. Și Dumnezeu a zis așa, spune-i că legământul meu în apă încă nu l-am rupt. Îl voi rupe în ziua judecății. Dacă nu se va întoarce la mine, îi voi zice în iad. Dar încă câtă vreme mai bate inima în pieptul lui, mai are șanse să se pocăiască. Legământul Dumnezeu încă nu l-a rupt. Trestea aceea încă Domnul n-a rupt-o. Mai dă o șansă, reactivează conștiința. Când reactivează conștiința, omul vine la mărturisire. Când reactivează conștiința, omul se roagă. Când reactivează conștiința, omul își vede ticăloșia, păcătoșia din viața lui și spune, Doamne, mă voi întoarce la tine, voi merge la tata și vă zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului. Doi, am păcătuit împotriva ta. Apoi spune, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. De ce? Că și-a adus aminte de prima valoare, de a trăi lângă tata. A doua valoare, pâinea de acasă. Câți argați ai tatălui meu au? Belșug de pâine. Dacă ți-ai pierdut valorile, dacă ai pierdut prima valoare de a trăi lângă Dumnezeu, recuperează valoarea în seara aceasta. Dacă ai pierdut valoarea care este pâinea și e cuvântul lui Dumnezeu, primește cuvântul în seara aceasta. Cuvântul îți dă viață. Slăviți să fie Domnul. Și a pornit la drum. Și al doilea lucru, în partea luminoasă, ce face tata, plătește totul. Auziți bine ce vă spun? Plătește totul. Nu mai rămâne nimic de plătit. Nimic. Cine a plătit să fie în seara asta aici să cânte? Cine a plătit să fie în seara asta aici cu sufletul iertat? Cine a plătit să fie în seara aceasta aici în prezența lui Dumnezeu? Care din frații din cor au plătit ceva pentru viața lor eternă? Care din frații care predică Evanghelia au plătit măcar 1% din viața lor eternă pentru mântuirea lor, pentru mântuirea noastră? Tata a plătit totul. Primul lucru pe care îl plătește tata este croitorul. Ca să fii îmbrăcat a trebuit să fie plătit un croitor, singurul care știe să ne facă la perfecțiune haina și să ne dea o haină curată, e Iisus Hristos care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Hristos a plătit totul. Croitorul e plătit de cer. Cerul plătește pentru a fi îmbrăcat în această seară. Nu vrei să fii îmbrăcat de Domnul? Dacă ai fost gol, dacă ai fost dezbrăcat, dacă ai ajuns în țara depărtată, departe de Dumnezeu, vreau să spun în seara aceasta, vei fi îmbrăcat din nou. Vei fi îmbrăcat din nou. Mi s-a dat harul acesta. Locuind în Arad, într-una din zile, un cerșetor a întins mâna, avea 14-15 ani. Locuiam singur într-un apartament în vremea când studiam la Betania și asta a făcut prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi. Săptămâni întregi stătea în același loc. Într-una din zile Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac ceva, ce nu știu dacă aș mai avea curaj acum. Dar atunci, în naivitatea mea și în sinceritatea mea de 19-20 de ani în fața lui Dumnezeu, l-am luat de mână și am zis, vii la mine acasă. Am pregătit în cadă apă caldă. I-am oferit posibilitatea să se spele. Acum nu vă spun cum a rămas apa și cada. Dar era murdar, haine urâte pe el, rupte. L-am îmbrăcat din cap până în picioare, l-am așezat pe masă, la masă. Și n-am să uit niciodată scena aceea, câtă bucurie pe fața lui.
când a văzut că are haine curate și noi, când a avut posibilitatea să mănânce din oul acela fiert și cartofii aceia pai, că eu mâncam mai mult cartofi pai, ouă fierte, parizeri cred că am mâncat vreo 5 kilometri. Dar din ceea ce am avut, am dat și la alții. Nu vă pot descrie bucuria pe fața lui când a văzut el hainele acelea noi, curate. I-am dat ce-am avut mai bun, ce am crezut că îi se potrivește mai bine. Într-o zi Hristos pe fratele Ștefi l-a îmbrăcat la 16 ani cu o haină curată. Pe dumneata te-a îmbrăcat, spunea fratele prezbiter, 27 de ani. Eu în martie anul acesta fac 28 de ani. În 25 martie am încheiat legământ cu Domnul. Slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, dragii mei, e un mare har să fii îmbrăcat de Hristos. Al doilea lucru pe care îl plătește tata, pentru că tata plătește totul, tata plătește bijutierul, spune Biblia, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l în ea, puneți un inel în deget. Ce înseamnă inelul? Când vorbim de un bijutier, vorbim de tinerii care se căsătoresc, fete, băieți, se duc la cea mai bună bijuterie din Bistrița, din Cluj, din Arad, eu știu, București, să-și facă un inel frumos, să-i reprezinte, scrie pe inelul ei, scrie numele lui și invers și așa mai departe și o amintire și o păstrează sau o poartă. E un inel al legământului între cei doi. Într-o zi vreau să vă spun, Hristos nu ți-a pus un inel de aur în deget, a pus un legământ veșnic care reprezintă prin sângele lui mântuirea pentru eternitate, pentru totdeauna. A plătit bijutierul, lăudat să fie numele Domnului, să-ți facă inelul potrivit și să-ți fie iertate toate păcatele, puține sau multe, pentru că cui se iartă mult iubește mult. Iubește-L pe Iisus, că și El te-a iubit. În al treilea rând, ce-a plătit tata? Pentru că tata a plătit totul. Tata a plătit firma de pantofi. Nu Malerbo sau alte firme, ci o firmă specială. Știți cine reprezenta firma asta? Știți cum a plătit tata pe cel care reprezintă și este identitatea acestei firme? Oferindu-l pentru noi în dar. E Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți oferă râvnă. Duhul Sfânt te încalță. Duhul Sfânt îți atinge conștiința. Duhul Sfânt îți dă zel pentru El. Duhul Sfânt îți dă râvnă. Și dumneavoastră aveți studenți la teologie. Biserica Betania are 4 studenți la teologie. 2 la Arad și 2 la București. Vreau să vă spun, dragii mei, de atâtea ori le-am spus și spun tuturor celor ce studiază sau celor ce predică Evanghelia, nu-i suficientă doar chemarea, e nevoie de râvnă și pasiune pentru Dumnezeu. Chemarea într-o zi o poți pune deoparte, chemarea într-o zi o poți pune în ștergar. Și cel cu un talent a avut chemare și l-a ales să-l pună într-un ștergar, l-a ascuns acolo în ștergar. Dar atunci când este râvnă, atunci când este pasiune, știți ce mi-a zis într-o zi fratele Tinu, frate Ștefi, tu alergi tare mult. Și am zis, pe măsură ca dumneata. Dar dumneata, cât mai vrei să alergi? Știți ce mi-a zis la 72 de ani? Până la capăt. Cât e capătul ăla? Până mor. Aleluia! Doamne, ajută-ne să alergăm pentru Tine, să avem râvnă pentru Evanghelie. Hristos te încalță prin Duhul Sfânt și îți pune încălțămintea aceasta în picioare pentru a avea râvnă pentru cer. Și patru, tata plătește sărbătoarea. Slavă Domnului. Tata plătește vițelul cel îngrășat. Vine o zi a sărbătorii. Sărbătoritul este Iisus, dar și mireasa Lui. Vine o zi când va fi ospățul. Mergeți la toate răspântile. Este o chemare care nu trebuie refuzată. Te-a chemat Hristos și mă cheamă Hristos. Nu refuza chemarea aceasta. Unii au refuzat, unii au zis că au îngropat pe tata și mama. În Telge este o mare tragedie. O tânără a murit la 15 ani. Să ne rugăm pentru biserica aceasta și pentru familie. Amin. M-a sunat fratele păstor și am zis cu drag, aș veni să plâng alături de voi
dar sunt promis la evangelizare. În seara aceasta este prima seară de priveg, mâine seară și luni mormântarea. Dar vreau să spun, dragii mei, o astfel de situație ar fi înțeleasă, dar ca să refuz mântuirea, să spui am de îngropat pe tata și mama, am de plătit nu știu ce, am cumpărat 12 perechi de boi, trebuie să-i probez, am de mers la armată, am de mers în Spania, am de mers în Australia, am de mers la facultate, n-am timp acum, nu! Ospățul nu trebuie refuzat. E o invitație care nu trebuie refuzată, pentru că invitația aceasta îți oferă cerul. Slăviți să fie în numele Domnului. Și spune Biblia, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Și acum vreau să închei mesajul spunându-vă că toate aceste patru elemente, aceste patru categorii în care Hristos, Dumnezeu a plătit, aceste patru domenii, croitoria, croitorul, bijutierul, firma de pantofi, ospățul, bucătarul, pregătirea ospățului, ca să se plătească toate acestea, a trebuit înainte să fie un semn al dragostei. Să fie un pas al iertării, un pas al iubirii, un pas al reprimirii. Și acum uitați-vă ce spune Biblia. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, tata am păcătuit. Și s-a sculat versetul 20 și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Știți ce înseamnă sărutul acesta? Este sărutul iertării. Este sărutul dragostei. Au fost zile când mi-am supărat soția. Dar în cei 24 de ani, mulțumesc lui Dumnezeu și pot să spun aici la Amvon, n-a trecut soarele peste mânia noastră. Dar știți cum am rezolvat cel mai ușor problema? Când m-am dus și am sărutat-o pe frunte și am zis vinovat, chiar dacă nu eram. Am călcat pe orgoliul meu și am zis de vină și am rezolvat problema. A fost vinovat tata? Tata a trebuit să plângă. Tata a trebuit să-l sărute. Cine a fost vinovat? Cine a păcătuit? De ce ne este greu să ne coborâm și să ne dăm jos de pe cal? Știți că este în Biblie scris despre unul numit Rabinul Saul, cel mai învățat om al timpurilor de atunci, care terminase teologia și masterul la picioarele lui Gamaliel și terminase cu 10, cu 10 cu steluțe, cum se spune la copiii de clasa 0 și 1. Știți că omul ăsta, ca să fie mântuit, a trebuit să fie coborât de pe cal, cu nasul în praful pământului și de acolo să înțeleagă mântuirea și să vadă lumina lui Dumnezeu? Și să pună întrebarea, fapte 9 cu 6, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul îi zice, du-te în cetate, intră în Betania, intră în Ebenezer, intră în biruința, intră în adunare, intră în casa lui Dumnezeu, intră în adunare, intră în biserică, intră în templu, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Sărutul iertării. Dacă Dumnezeu m-a iertat, eu să nu iert? Dacă Dumnezeu te-a iertat, dumneata să nu ierți? Și acum o să vă spun o pildă faină și o să facem o rugăciune. Vă invit să vă ridicați. Un tânăr ca acest fiu, la o vârstă de 20-21 de ani, a luat decizia să plece. Povestea este faină. A luat decizia să plece de acasă. După vreo 2-3 ani de zile i s-a făcut dor de mama și de tată. În perioada aceasta n-a luat legătura deloc cu părinții și după 2-3 ani de zile le scrie o telegramă. Tată și mamă, dacă puteți să iertați ticăloșia fiului vostru și dacă puteți să mă reprimiți acasă, vreau să vin acasă, dar vă cer un semn. În fața casei noastre este un copac, un păr. În părul acela o să te rog, mamă sau tată, să atârnați o batistă albă.
Și pentru mine va fi suficient să înțeleg că m-ați iertat. Când a auzit mama, s-a dus la toți croitorii din Dobrig. S-a dus la toți croitorii din județul Bistrița. A cumpărat toate materialele din magazine care le-a găsit de culoare albă și a făcut peste 1000 de batiste albe. Și de dimineața până seara, împreună cu soțul, au început să atârne batistă după batistă. Nu se mai numea păr, ci se numea copacul batistelor, simbolul iertării. Când copilul acesta, tânărul acesta s-a apropiat de casă și a văzut sutele de batiste atârnate în copacul acela, și-a dat seama ce tată și mamă bune au. Gândește-te că dacă o tată și mamă pot să ierte, un tată și o mamă pot să ierte, Dumnezeu cu cât mai mult. În această seară te invit să vii la Iisus. Te invit să vii la Cel ce iartă. Te invit să vii la Cel ce promite viață veșnică.